Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimpi, Sebastian Alexandru Popa, președintele Organizației de Tineret PMP Hunedoara. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre campania electorală, despre cum înțeleg unii sau alții să facă acest lucru. Cum îți duce dumneavoastră această campanie electorală? Pentru că, există măsurile astea de restricție, nu puteți să adunați lumea, pliante, nu prea puteți împărți adunări cu oamenii. Cum o veți face campania electorală? Cred că cea mai frumoasă parte a politicii este reprezentată de faptul că pot să fii printre oameni. Cum spuneați și dumneavoastră, pandemia reprezentată de posibilitatea infecției cu virusul SARS-CoV-2 a adus schimbări inclusiv în sfera politicului. Nu mai putem face adunări cu strângeri mari de oameni, dar am decis să facem echipe respectând măsurile de distanțare socială și respectând toate măsurile care au fost impuse de către guvern, și efectiv luăm tineri, mergem cu echipe și ne prezentăm proiectele pe care le avem și proiectele pe care vrem să le aducem în cadrul municipiului Hunedoara. Cum? Unde le prezentăm? În oraș. Mergem echipați, cu mânuși, cu mască. Masca tot timpul este pe față, masca este purtată corect. Încercăm să nu mergem în grupuri unde sunt foarte multe persoane. Dacă vedem o familie, doi părinți cu un copil sau tineri, mergem și le prezentăm proiectele noastre. Purtăm un dialog, respectăm distanța socială, fără strângeri de mâini, dar trebuie să ne prezentăm cumva proiectele. Și atunci acesta este un mijloc prin care facem această campanie și, desigur, un mijloc care în ultimul timp a prins foarte mare avânt și a căpătat foarte multă importanță, este mijlocul mass mediei și prin mijloacele online de care dispunem. Da, bun, este și campania asta online o treabă, dar cred că asta rămâne principalul mijloc, de altfel online-ul și televiziunea. Da. O să aveți de vei la televizor, probabil, în campania electorală, să vedem cine, cum, când și așa mai departe. Vreau să vă întreb cum simțiți dumneavoastră în acest moment atitudinea oamenilor față de partidul la care, iată, sunteți președinte la Tineret. Cred că la momentul actual există există o majoritate la nivelul electoratului care nu se mai regăsește în valorile vreunui partid. Vorbind așa, grosomodo, nu mai știe cui să-i dea votul. Vedeți dumneavoastră, dacă Ile Caragiale ar fi fost prezent în ziua de astăzi aici, cu siguranță, după cum scrie și într-o scrisoare pierdută, eu cu cine votez? Da, acel personaj reprezentat de cetățeanul turmentat, da. Da. Așa. Eu cu cine votez? Am auzit de foarte multe ori această întrebare. Din 4-4 ani, da. În primul rând, în dreptul tinerilor, pentru că cu aceștia am cele mai multe tangențe, cu ei mă întâlnesc cel mai des, dar și în rândul persoanelor adulte. Vedeți dumneavoastră, acordăm un vot odată la 4 ani, crezând și identificându-ne cu niște proiecte. Vedem că trece un an, vedem că trec 2 ani, 3 ani și poate doar așa niște schițe apar pe piață sau în sfera publică înainte de următoarele alegeri. Dar foarte puține obiective sunt îndeplinite și sunt finalizate. Acum, alte promisiunile sunt foarte mari și de asta puține obiective și chestii de genul ăsta sunt finalizate. Da, cred că ar trebui Pentru că asistăm din 4-4 ani și la o pleiadă de promisiuni. Da, exact. Cred că ar trebui să avem grijă și ce promitem și obiectivele la care țintim. Trebuie să fim niște oameni realiști și cred că realismul și obiectivismul ar trebui să caracterizeze clasa politică.
poate îi caracterizează pe oameni ca persoane, dar nu caracterizează multe partide. Păi bun, și dumneavoastră, spre ce sectoare ale societății vă îndreptați? Nu o să-mi spuneți acum, vrem să facem aia și aia, da, că nu e campanie electorală, dar cum vă direcționați așa? Am discutat și cu domnul Arion Viorel. Vom ieși în față în campania electorală cu proiecte foarte țintite, dar la momentul actual vreau să vă spun că avem în vizor și ca obiectiv foarte multe investiții bazate pe fonduri europene. Este greu, este destul de greu să susții niște investiții doar pe bugetul local. Este o presiune foarte, foarte mare asupra bugetului local și pur și simplu riști să rămâi fără bani, fără fonduri. Dar, având în vedere că facem parte din Uniunea Europeană și foarte mulți bani vin de la Uniunea Europeană pentru investiții, avem ca și scop finanțarea obiectivelor pe care ni le propunem din bani europeni. Acum, de acord cu noastră, dar trebuie să vedem și pe ce axe vin banii ăștia, adică... Da, da, cu siguranță, da. Păi, vin pe educație, vin pe antreprenoriat, vin bani frumos și pe domeniul sănătății, pe dotare, pe lucruri din acestea. De asta... Cum spuneam, voi face un tandem cu domnul Viorel Arion și eu voi vedea care sunt principalele obiective sau principalele doleanțe sau lucruri cu care se confruntă tinerii din municipiul Hunedoara. Domnul Arion cu siguranță deja cunoaște care sunt lucrurile și problemele cu care se confruntă în general cetățenii orașului Hunedoara. Și vom încerca, uitându-ne la acele ghiduri pentru finanțări, uitându-ne la bugetul local, vom încerca și cred că vom reuși să aducem proiecte care să fie importante și care să ajute, în primul rând, și pensionarii, și oamenii care lucrează, oamenii de rând, care să ajute și antreprenorii, dar care să ajute și tinerii, copiii. Chiar avem proiecte foarte importante, proiecte pentru copii, proiecte pentru elevi, proiecte pentru studenții care sunt în orașul Hunedoara, pentru că, din nou, ca și partid, credem că performanța este foarte importantă și credem că această performanță pe care tinerii, pe care copiii trebuie să o facă începând de la, poate chiar de la grădiniță, sau la grădiniță, de fapt copiii însușesc niște lucruri, nu de la grădiniță, da, dar de la școală, începând, vom avea proiecte care să încurajeze să facă performanță și dacă reușesc să facă performanță, vor fi răsplătiți pentru această performanță. Prefer să rețin sau prefer să încă să nu dau drumul acestui proiect până nu vom vedea. Avem avocați, avem juriști care lucrează să vadă. Noi nu vrem să ieșim pe piață. Nu vrem să ieșim în campanie cu niște proiecte care nu vor putea puse în practică deoarece aceste proiecte se izbesc de legislația în vigoare. De asta avem persoane, cum spuneam, juriști, avocați care se uită la proiectul care îl avem și ne spun ok, avem legislația spune asta, puteți să faceți proiectul ăsta accesând fondurile cu tare sau dând ordonanța cu tare sau votând în Consiliul Local lucrul cu tare. Deci încă nu e definitivat programul electoral, ca să spun așa, cu... Este definitivat ca și idei, ca și obiective de campanie. Trebuie să vedem care dintre aceste obiective, cum să le prezentăm pentru a nu intra în conflict cu legislația în vigoare. Am înțeles. Ce zic prietenii dumneavoastră, familia dumneavoastră, despre această intrare în politică? Aveți mulți prieteni? Cred că da. Cred că sunt o persoană foarte sociabilă, o persoană care îi place să relaționeze cu oamenii, care îi place să fie înconjurată de prieteni și încerc mare parte din prieteni să-i țin aproape, să le ascult sfaturile. Și chiar înainte de a mă implica în politică, am cerut foarte multe sfaturi. Ce să spună părinții? Părinții sunt încântați, dar sunt și
emoționați sau privesc cu, așa, cu o umbră de scepticism. Pentru că părinții deja știu, nu că eu n-aș ști, dar cu siguranță părinții au o experiență mult mai mare cu privire la clasa politică, cu privire la modul în care s-au desfășurat lucrurile după 89, și atunci da, mă încurajează, da, îmi susțin toate obiectivele, mă ridică acolo unde pot și unde consideră de cuvință, dar în același timp privesc cu oarecare emoție viitorul și implicarea mea în politică. Dar mă susțin 100%, fără doar și poate. La fel și prietenii cu care am apucat să vorbesc și să le prezint ideile mele, toți mă susțin, mă încurajează și mă ajută cu ce pot. Faptul că vă susțin înseamnă și faptul că s-au înscris în partidul pe care îl reprezentați? Aici este un subiect destul de sensibil. Cred că să obligi pe cineva să, și cu ghilimele de rigoare, să faci presiune asupra cuiva pentru că ești prieten, pentru că mi-ești apropiat, să se implice într-un anumit partid, cred că este o greșeală. Este părerea mea personală și vreau să subliniez acest lucru. Este strict părerea mea personală, dar cred că este o greșeală. De ce spun acest lucru? Un tânăr trebuie să își asume și trebuie să aibă energie și trebuie să știe în ce se bagă și să aibă energie pentru lupta politică. Dacă o face doar pentru altă persoană, doar pentru că eu mă implic, pentru că dumneavoastră îmi sunteți prieten, acel tânăr nu va face performanță și nu va reuși să susțină puternic o viziune în care crede. Dacă prietenii mei doresc să se implice în Partidul Mișcarea Populară, au toate ușile deschise pentru a se implica. Dacă cunoscuți, dacă tineri doresc să se implice, și pe această cale fac și o invitație, vor să se implice într-un partid și iau, cum spuneam la început, iau statutul și văd că se identifică cu Partidul Mișcarea Populară, îi rog să mă contacteze, să mă caute pe internet și da, există oportunități, există uși deschise pentru ca tinerii să vină, dar noi nu obligăm pe nimeni și eu n-am obligat niciodată pe nimeni. Din nou le-am spus prietenilor că dacă doresc pot oricând să se implice și vor avea parte de toată susținerea mea. Și ce au zis? S-au implicat careva dintre ei? Da, s-au implicat. Există câțiva tineri care s-au implicat, există tineri care deja au o carieră personală și timpul nu le mai permite o implicare foarte activă în cadrul unui partid, dar nu au închis nicio ușă și ușile rămân deschise atât din partea mea cât și din partea lor. Pe scurt, cum credeți că va ieși PMP-ul din aceste alegeri locale? PMP-ul la momentul actual este pe un trend la nivel județean. La nivel județean, dar și la nivel central este pe un trend ascendent. Probabil județul Hunedoara este județul în care PMP-ul a urcat foarte mult în sondaje. Vom obține un scor bun, foarte bun, cred că ne vom atinge obiectivul de plus 10% și cred că PMP-ul își va atinge obiectivul de plus 10%, de 10% la nivel național. Din nou, oamenii, dacă se uită pe listele PMP-ului și se uită pe oricare altă listă, pot vedea experiență, pot vedea energie, pot vedea oameni care, înainte să facă o promisiune, se interesează dacă pot îndeplini acea promisiune și așa mai departe. Văd un partid creștin-democrat de centru-dreapta, văd oameni care, și vreau să subliniez acest lucru, oameni care își asumă viziunea partidului. Pentru că mai fac o paranteză, există un clip care circulă pe internet și a fost și știre națională. Există congrese, da? Fiecare partid își ține congres și la acel congres sunt invitați și tineri sau reprezentanții organizațiilor de tineret. Chiar la unei domnișoare sau unui tânăr era luat un interviu și l-a întrebat: care este viziunea partidului din care faci parte? Nu știa ce înseamnă acele trei litere sau ce înseamnă partidul din care, nu știu. Era de la partidul nostru? Nu. Păi vedeți, atunci vă sați pe alții.
Vă vine sau credeți, să credeți sau nu, am ajuns la finalul emisiunii. Deja. Deja. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Altă dată. Vă doresc succes. Cu mare drag. Și tinerețe frumoasă. Vă mulțumesc mult de tot și eu vă doresc multă sănătate. Și din nou, ca să conchid ceea ce spuneam în această zi, invit pe toți cei care ne urmăresc, invit persoanele, invit atenție tinerii. Atenție să nu cer de vot. Nu, nu spun de vot. Nu spun de vot. Și n-am vrut să... Nu, oricum, nu am vrut. Continuați. Da. Invit să urmărească programul cu care venim în față. Obiectivele de campanie și dacă consideră că aceste obiective sunt de folos pentru comunitatea locală din care fac parte, să acționeze în consecință. Asta vedem din 27 septembrie da, încolo. Așa este. Stimați telespectatori, Sebastian Popa, președinte al Organizației de Tineret PMP Hunedoara, a fost invitat la fotoliu cu ghimbi. Sunt Adrian Simeon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu noi, numai bine!